Bun găsit, stimați mănăstereni, și nu numai, bine ați venit pe canalul Ciprian Zuna, locul unde încerc să vă prezint informații locale într-un mod mai personal. Aici găsiți clipuri menite să promoveze o zonă cu încărcătură istorică remarcabilă, dar și locul unde s-a născut balada Miorița. Creații în stil propriu, dintr-o pasiune mai veche, născută din plăcerea de a face voluntariat. Așa că, până la final, sper să vă conving, în caz că nu v-ați abonat, să apăsați butonul de subscribe, să apreciați clipul, iar dacă veți da și share, să afle cât mai multă lume. Cu respect, vă sunt recunoscător. Este unul dintre modurile mele personale de a oferi informații, creat din pasiune pentru video și scris. Câteva cuvinte, nu mai multe. Stimată doamnă primar, dragă doamnă primar, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, dragi consilieri locali și județeni, preacucenici părinți, dragi locuitori ai mănăstirei Cașin, este o bucurie și totodată ceva solemn să fim prezenți cu toții astăzi aici, când în toată România și nu numai, și pe alte meleaguri, în alte țări, așa cum spunea și doamna primar, încercăm să ne aducem aminte că suntem români, că ne-am născut în această țară și oriunde ne-am duce trebuie să fim mândri de titulatura de a fi român viteaz, cum au fost și vitejii noștri care și-au dat viața pentru a făuri și pentru a reîntregi nația în care noi trăim. Cred că ce a spus și arhiepiscopul nostru Ioachim, trăim niște vremuri tulburi. Tulburi pentru fiecare dintre noi. Ne încearcă această pandemie sănătatea proprie, sănătatea țării. Ne încearcă această pandemie unitatea, în primul rând. Suntem din ce în ce mai deznădăjduiți. Încercăm să fiecare să o luăm într-o parte sau în alta, să facem bine pentru cineva. Pentru cine? În primul rând pentru noi. Dar pentru că suntem prezenți atâtea oficialități aici, locale, județele, naționale, trebuie în așa fel încât să dăm mâna, cel puțin începând de astăzi, să făurim ceea ce și-au dorit și înaintașii noștri. O Românie puternică, unită, pentru că bogați suntem. Avem bogății. Atât de mai trebuie. Să fim uniți și nu numai de 1 decembrie. În toate zilele pe care le trăim și toate evenimentele naționale, să ne aducem aminte că doar împreună putem să facem o Românie mai frumoasă, mai curată, în suflet și nu numai. Să ne salutăm de fiecare dată atunci când ne vedem, cu respect și cu bucurie, de totodată, pentru că suntem în viață. Și putem să facem aceste lucruri doar împreună. La mulți ani, dragi mănăstireni, la mulți ani, doamnă primar, oficialități locale și județene, și să dea bunul Dumnezeu că atunci când ne vom revedea la următoarele evenimente organizate aici, atât de frumos, să fim și veseli, pentru că este veselie astăzi. La mulți ani tuturor! Mulțumesc! Mulțumim! Mă găsiți pe Facebook, ciprian.zota, Ciprian Z-A-I, Mănăstirea Cașin Live și Controversa. Instagram, ciprian.zota, Ciprian Z-A-I, Mănăstirea Cașin Live de această dată și Rădăcini de Civilizație. Twitter, Ciros_Media, YouTube, Ciprian Zota și Ciprian Z-A-I Video. Bineînțeles, toate link-urile în descriere.